8, în jurul orelor 20, pe drumul național 64, pe raza localității Străzești. Numitul Tudoroi Gheorghe, în timp ce conducea un motoscooter din direcția Grădinarie spre Slatina, la efectuarea unei manevre de depășire a unui autoturism, a intrat în coliziune cu remorca unui alt autoturist care se deplasa din sens invers, respectiv Slatina Drăgășani. Autoscooterului a suferit leziuni vătămare, a fost transportat la Spitalul Județean Slatina pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. În continuare urmează să vedem care este starea victimei, iar în funcție de cercetări vom întocmi dosar penal celui vinovat de săvârșirea acestei fapte.